Circa 51.000 de persoane au dispărut din statistici în 2015 comparativ cu 2014, astfel că numărul mediu de pensionari a scăzut la 5,3 milioane de persoane. Raportul dintre numărul de pensionari și cel de salariați a fost de 1:1, ceea ce înseamnă că un angajat activ susține în prezent un pensionar, dar acest raport variază de la un județ la altul. În vreme ce în capitală sunt 5 pensionari la 10 salariați, în județul Giurgiu raportul este de 17 vârstnici la 10 salariați. Și tot în Giurgiu se înregistrează și cele mai mici pensii. Valoarea medie a pensiei în această regiune este de 711 lei, în vreme ce în București este de 1122 de lei. La nivelul țării, în 2015, pensia medie lunară a fost de 892 de lei, mai mare cu 5,4% față de anul precedent. Există și peste 600.000 de beneficiari de indemnizație socială, adică pensia minimă de 400 de lei pe lună, achitată tuturor celor înscriși în sistemul public de pensii, indiferent cât de puțin au cotizat la acesta. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent, 73,9%. Procentul românilor care au cerut pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială fiind de 2%. Indicele pensiei medii reale față de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale, cea încasată efectiv de pensionar, și indicele prețurilor de consum, scumpirile de bunuri sau servicii, a fost de 105%. Aceasta indică o anumită deteriorare a puterii de cumpărare a pensiilor față de anul precedent, cauzată de o creștere bruscă a indicelui prețurilor de consum ale populației, însoțită de o scădere mică a indicelui pensiei nominale.